Cartea Născută să iubească, Maria, cea mai frumoasă regină a României, de Dan Silviu Boierescu, a fost lansată în 2018 și poate fi găsită în majoritatea librăriilor online și offline din țară. Este o carte potrivită pentru oricine este curios să afle mai multe despre Regina Maria, descendenta a familiilor domnitoare din Marea Britanie, Germania și Imperiul Țarist. Missy, așa cum i se spunea, fusese cerută de soție de către vărul ei primar, viitorul rege al Angliei. Însă mama ei s-a opus și a aranjat o căsătorie ortodoxă din toate punctele de vedere cu Ferdinand, nimeni altul decât prințul moștenitor al României. Numai că diferențele de temperament dintre cei doi și-au spus cuvântul și căsnicia lor a eșuat lamentabil, iar jumătate dintre copiii cuplului au avut alți tați biologici decât cel oficial. Problemele sentimentale nu au împiedicat-o însă pe Regina Maria să-și exercite exemplar atribuțiile regale. În timpul Primului Război Mondial a îngrijit și a îmbărbătat soldații răniți, iar înaintea Marii Uniri a efectuat reușite, deși informale, turnee diplomatice pentru a susține cauza României. Maria s-a căsătorit la 29 decembrie 1892 cu Ferdinand I, principele moștenitor al tronului României, și a încercat încă de la bun început, a și reușit de altfel, să se integreze națiunii care o adoptase ca principesă și începând din 1914 ca regină.